În săptămâna mare, majestatea sa, Margareta pregătește cozonac, pască și ouă roșii în bucătăria castelului de la Săvârșin. Familia regală este în izolare, iar tradițiile sunt respectate ca întotdeauna. O să mergem la bucătărie, unde o să pregătim niște mâncare de Paște. Este o rețetă a Gabrielei Duda, deci a soacră mea, o rețetă specială care a făcut ani de zile. O să facem niște desene cu frunze ecologic. Nu folosim ceva chimic. În această perioadă, majestatea sa lucrează de acasă pentru Fundația Regală Margareta și pentru Crucea Roșie, al cărei președinte este. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că